ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Inaugurarea noii biblioteci municipale Radu Roseti Ionești. Locuitorii Văii Trotușului și Tazlăului au doi parlamentari, Cătălina Ciofu și Vasile Budacă. Valentin Ivancea, candidatul comun al PSD și PNL pentru funcția de primar al municipiului Bacău. Valentin Ivancea, candidatul comun al PSD și PNL pentru funcția de primar al municipiului Bacău. Socialdemocratul Valentin Ivancea a fost oficial prezentat vineri 12 aprilie drept candidatul comun al PSD și PNL pentru funcția de primar al municipiului Bacău în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la sediul PNL și susținute de ministrul băcăuan al mediului Mircea Fechet, președintele organizației județene PNL Bacău, în comun cu Valentin Ivancea, președintele organizației municipale APSD. De presă în care ne vom referi la chestiuni legate de alegerile locale din 9 iunie și mai exact la candidații sau la candidatul pe care alianța PSD-PNL sau PNL-PSD îl va avea la aceste alegeri. Încep prin a spune că punem în aplicare nu doar o decizie a Biroului Politic Național, care a decis ca în anumite orașe din România, municipii reședință de județ mai exact, să avem candidaturi comune pentru a maximiza potențialul alianței. Bacăul este unul din municipiile care fac obiectul acelei hotărâri ale Biroului Politic Național, dar plecând de la propriile socoteli și în municipiul Bacău, pe sondajele pe care le-am făcut în decursul timpului, mai mult de 7 din 10 băcăuani doresc schimbarea actualei administrații. Asta, bineînțeles, că ne îndeamnă la cele mai potrivite alegeri și uitându-ne fiecare în propria ogradă, analizând potențialul posibililor candidați ai Partidului Național Liberal, la fel cum am discutat și cu partenerii noștri de alianță de la PSD, am ajuns la concluzia că Valentin Ivancea este candidatul care are cele mai mari șanse într-o astfel de candidatură comună să îl învingă pe actualul primar, respectiv domnul Lucian Stanciu Viziteu. Discutăm despre o construcție politică pe termen lung. Discutăm despre o construcție politică în care vom avea candidați comuni și la Consiliul Local, într-o pondere pe care o vom stabili ulterior, dar mai ales discutăm despre o construcție politică care să asigure stabilitate în municipiul nostru, care să deblocheze lucrurile care astăzi vedem cu toții că nu merg bine în municipiu și care să pună capăt actualei situații, respectiv cea de multă vorbărie, mult circ și foarte puține lucruri care se întâmplă. Am să îl rog și pe domnul președinte Ivancea să își expună punctul domniei sale de vedere, după care, bineînțeles, că suntem la dispoziția presei, așa cum am făcut-o întotdeauna, pentru eventuale întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, salut prezența presei. Eu am să plec dintr-o altă poziție de a
de a elimina o falsă temă. Eu cred că Băcăuanu, atunci când iese din scara blocului, nu cred că are dilema cine conduce primăria, e de stânga, e de dreapta, ci se gândește dacă primăria este condusă de un om gospodar și dacă ceea ce astăzi avem pe stradă și ceea ce avem din momentul când traversăm atât cartiere cât și centrul orașului, nu ne ciocnim de fiecare dată de o lipsă de administrație corectă, coerentă și îndreptată către cetățean. Cred că mai mult Băcăuanu, căruia ne adresăm acum, este îngrijorat sau are o adevărată dilemă dacă îi este ridicat gunoiul, dacă are apă, dacă are utilități publice, transport public de calitate, dacă are unde să-și parcheze mașina, dacă poate traversa orașul într-un termen rezonabil. Cred că astea sunt întrebările Băcăuanu. Mai puțin cred că îl interesează dacă cineva este de stânga sau de dreapta. Cum am văzut, cred că este o alegere care trebuie să o facă pentru Bacău și pentru băcăuani, gândindu-se la următorul lucru. Fonduri europene implementate sau fonduri europene pierdute? Apartamente pentru medici sau apartamente pentru cei din USR? De asemenea, parcări pentru băcăuani și nu desenate, lucrări realizate, proiecte realizate și nu desenate și nu studii de fezabilitate, nu neapărat imagine, ci realitate a unor lucrări care trebuie finalizate de foarte mult timp. Cred că asta este dilema Băcăuanului și noi am venit în fața dumneavoastră într-o alianță care vrea să ofere cetățeanului o soluție viabilă, solidă, corectă, coerentă, o alianță politică, dar în același timp și o alianță administrativă. Pentru că punem, la un moment dat, în primul rând, municipalitatea, unind cele două entități, cum este Consiliul Județean și Primăria, la fel cum este o alianță politică susținută la municipiu, bineînțeles, fiecare candidând pe culoarul lui, dar îmi doresc o colaborare administrativă cu Consiliul Județean în așa fel încât Bacău să iasă din marasmul în care se află. Oricât s-ar încerca din partea contracandidaților să coloreze Bacău în acest moment, el rămâne tot gri. Tocmai de asta cred că nu neapărat important să luptăm împotriva cuiva, ci să schimbăm ceva. Să schimbăm modul de a face administrație la nivelul municipalității. Să parafrazez un mare liberar, Carada, fondatorul Băncii Naționale, prieten foarte bun cu Ice Brătianu, cu Ion. Dar aș pune în context local. El spunea pentru România. Eu spun pentru Bacău, oricând, oricum, cu oricine și împotriva oricui.
Recent, la Biblioteca Municipală Radu Roseti, filiala Cosânzana, a avut loc o activitate cu elevii din municipiu de conștientizare a elevilor de azi, a adulților de mâine, cu privire la importanța sterilizării animalelor din gospodării. Bună ziua! Numele meu este Adrian Jitaru, sunt consilier cu atribuție de viceprimar și vreau să vă prezint acțiunea de astăzi. Domnii de la Rescue Dogs au venit să ne prezinte și să ne arate importanța protejării câinilor. În primul rând, cel mai important lucru este că nouă ne plac câinii când sunt mici, dar ei vor crește. Și dacă nu sunt sterilizați, când vor crește și vor fi abandonați, vor face alți câini care vor fi pe stres. Important este să nu ajungă câinii pe stres. Cred că fiecare dintre voi sunteți copii, ați avut un cățeluș și o pisicuță, v-a plăcut foarte mult când au fost mici. După ce au crescut, ați văzut că nu mai sunt la fel de drăgălași. Și v-ați distanțat și ați căutat pe cineva să adopte și să scăpați de acel câine. Dar acum ce vrem să încercăm este să conștientizăm că este important să sterilizăm acești câini. Domnii au avut o campanie foarte mare de a ne ajuta în a steriliza câini gratuit. Nu costă absolut nimic să vii cu un câine și să-l sterilizezi. Este și o obligație legală. Dacă aveți un câine acasă și este nesterilizat, puteți primi o amendă, dacă nu este un câine de rasă care este îmbulțit. Sunt câteva excepții. Dar orice câine trebuie sterilizat. De ce? Să nu ajungă pe stradă și să îmbulțească necontrolat. O altă problemă a comunității este reprezentată de câinii aduși din afara localității noastre. De la țară, cum spunem noi. Sunt o grămadă de câini de la țară care se înmulțesc. Primările de acolo nu au servicii cu mare municipiu Onești de a strânge câinii de pe stradă. Și ce se întâmplă? Omul îi vede că sunt pe stradă, sunt necăjiți și o să ia și aduce la Onești. Pentru că la Onești cineva o să aibă grijă de ei. Și în felul acesta noi acum avem în adăpost o mulțime de câini și ne este foarte greu să îi îngrijim. Bugetul este foarte mare pe care trebuie să-l consumăm, să avem grijă de acești câini abandonați. Important este să nu abandonăm câinii. Acum o să-i dau cuvântul doamnei, vă rog să vă prezentați. Bună ziua tuturor! Mă numesc Călino Chian Mihaela și sunt șef serviciu al Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără stăpân din Onești. Ne aflăm astăzi aici în prezența medicului veterinar care este angajat al adăpostului cu contract de prestări servicii, domnul Bunea Tudor. Astăzi se află cu noi și fetele de la asociația din Germania Rescue Dogs. Sunt cei îmbrăcați în negru cu însemne. Așa, și în prezența unei reprezentante a unei asociații din România, pentru că avem și noi asociații de protecție animalelor, doamna Nistor Gabriela. Vă salut! Scopul nostru este aici de a prezenta foarte pe scurt, știu că copiii se plictisesc repede, am și eu doi copilași aproximativ de aceeași vârstă. Vrem să aducem puțină conștientizare în rândul vârstei acestor viitori cetățeni ai Oneștiului, despre cum putem preveni gestațiile nedorite la animalele noastre de companie și în acest fel să putem contribui în mod activ la diminuarea numărului de câini fără stăpân, abandonați pe domeniul public al orașului Onești. După cum toată lumea știe, din păcate, și astăzi la noi în țară, problema câinilor maidanezi este o problemă la nivel național în România. Principala soluție de rezolvare a acestei probleme constând în sterilizare. Adăpostul public de câini din Onești, de la sfârșitul anului 2019 și până în prezent, a reușit să colaboreze cu numeroase asociații, atât din țară cât și din străinătate, în cadrul campaniilor noastre de sterilizare gratuit, putând fi castrate peste 4.000 de animale până în prezent, majoritatea fiind câini. Sterilizarea sau castrarea câinilor este o operație de rutină și practic constă în îndepărtarea organelor de reproducere. Și aici voi da cuvântul domnului doctor, care va prezenta un pic mai pe înțelesul copiilor despre ce este vorba. Bună ziua! Mă numesc Tudor Bunea, sunt medic veterinar. Importanța castrării și sterilizării. În principiu la mascul, pe lângă faptul că ne ajută la reducerea numărului de pui nedoriți, putem să spunem că la mascul ne reduce tipul de cancer testicular, reduce anumite boli ale prostatei, la femeie reduce cancerul mamar, cancerul ovarian, scade agresivitatea și cel mai important cred că este numărul de pui
de căței fără stăpâni care ajung pe străzi. Ca să completez, ar vrea să adaug adoptați, nu cumpărați. Vă mulțumesc! Aș vrea să dau cuvântul și la doamnele din Germania, însă ele nu știu în românește, vor vorbi un pic în engleză, dar domnul viceprimar poate traduce. Please say something about your activity. Yeah, actually we were 7 girls who founded a Rescue Dogs in 2021. Suntem 7 fete care am făcut această asociație. Yeah, we had the idea to minimize the street dogs over here in Romania. Ideea a fost să reducem numărul de câini de aici în România. For that, we get in touch with public shelter in Onești. În acest fel, am luat legătura cu adăposturile publice din Onești. To start castration campaigns. Ca să înceapă o campanie de sterilizare la animale. Yes. Actually, last year in September, we had our biggest campaign where we castrated 485 dogs. 485 de câini au fost castrați anul trecut. A fost cea mai mare campanie a lor. Yes. Actually, when we come here, we always organize the castration, but we also get into the shelter and get in touch with the dogs, care a little bit for them. Yes. Întotdeauna au venit, s-au ocupat și de castrare, dar s-au ocupat și de îngrijirea câinilor din adăpost. Yeah, and actually we bring some street dogs to Germany to build them a new home and to make them a better world. Au adoptat o mulțime de câini din adăpost și au dus în Germania și le-au dat o viață mai bună acolo. And Suzy is the example. Yes. My dog. She was born here in Onești. Născută în Onești. În adăpost. O nouă campanie de sterilizare a câinilor și pisicilor stă să înceapă în municipiul Onești. De altfel, în ultimii ani au avut loc numeroase astfel de campanii, iar numărul animalelor de pe străzi a scăzut considerabil. Noua campanie de sterilizare se va desfășura între 17-21 aprilie 2024. Într-adevăr, numărul câinilor din Onești nu mai este atât de mare. Suntem cam la paritate cu pisicile. Noroc că au acceptat fetele să castreze și atâtea pisici. Sperăm să decurgă totul bine și așteptăm și persoane în afara Oneștiului. Asta e cel mai important. Gura Văii, Cașin, gândiți-vă că Bucium, toate gestațiile nedorite și pui aruncați pe la coș la noi în Onești provin în mare parte și din aceste locații. Dacă ar fi să facem o cuantificare, să zicem, a numărului de pui în ultimii ani, se simte, să zicem, se simte influența acestor campanii de sterilizare? A scăzut, a crescut? Foarte mult. Într-adevăr, nu mai găsim chiar la fiecare pas pui aruncați la tomberon, însă în locațiile mărginașe ale Oneștiului încă mai găsim pui aruncați în cutii, în genți. Totuși mai au porți de intrare prin locurile de la marginea Oneștiului, să zicem. În ultima campanie, câți câini și câte pisici s-au sterilizat? Nu am ținut cont de numărul pisicilor, însă în total s-au castrat 456 de animale. Vă așteptați să vă mențineți? Eu sper să depășim, dar să vedem totuși. De asta fac apel. Cel mai important, cetățeanul trebuie să fie conștient de importanța sterilizării propriului animal de companie. Și a celor care salvează. Sunt atât de multe persoane care vin, nu este al meu, este câinele din fața porții. Dar totuși, dacă ți-ai asumat și du-ți treaba până la capăt, noi, de exemplu, punem mașina primăriei la dispoziție pentru persoanele care nu au această posibilitate la noi în Onești, însă pentru localitățile în afara Oneștiului noi nu putem face acest lucru, din păcate. De aceea sperăm că oamenii vor afla despre această campanie și vor veni în număr cât mai mare cu animăluțele. De altfel, adăpostul de câini din Onești nu realizează singur aceste campanii de sterilizare, iar alături de voi în acest demers senzațional din punctul meu de vedere a venit și ONG-ul Rescue Dogs.
Bineînțeles, colaborarea pașnică și de succes cu Rescue Dogs este de vreo 3 ani de zile. Fetele au fost mereu preocupate doar de locația noastră, ele nu ajută în alte părți, ci se concentrează doar pe adăpostul Onești. De aceea le mulțumesc din tot sufletul și sper să nu își schimbe pasiunea, locația. Da, da. Felicitări încă o dată, transmite mesajul să vină la Onești în perioada 17-21 aprilie 2024. Calea Bacăului numărul 10, nu uitați! De puțin timp, locuitorii din zonele pitorești ale Văii Trotușului și Tazlăului au motive de bucurie și speranță, deoarece își găsesc reprezentare în inima democrației naționale, în Parlamentul României. Primul parlamentar deputat PNL este vorba de Cătălina Ciofu, iar cel de-al doilea deputat este originar tot din Comănești, este vorba de Vasile Budacă, deputat al Partidului Social Democrat, care a depus jurământul în fața alegătorilor, angajându-se să-i reprezinte cu demnitate și responsabilitate. Cu o carieră solidă în cadrul organizației județene Bacău PSD, Vasile Budacă este un om cu experiență și dedicare pentru comunitate. Cu activitate desfășurată timp de 15 ani de zile în această organizație, el vine acum să ofere o voce puternică și hotărâtă pentru nevoile și aspirațiile locuitorilor Văii Trotușului și Tazlăului. Am convingerea că rezultatele muncii din ultimii 15 ani sunt recunoscute și validate la cel mai înalt nivel. Este încununarea unor eforturi și strădanii de echipă alături de primarii și aleși din localitățile arondate, celor doi văi pitorești, a declarat Vasile Budacă, deputat PSD. Vasile Budacă promite să fie un avocat al intereselor și nevoilor comunității sale, pledând pentru investiții care să asigure dezvoltarea și prosperitatea localităților. Prin implicarea sa și angajamentul de a sluji cu onestitate și dăruire, el speră să aducă schimbări necesare și să facă ca vocea cetățenilor să fie auzite în forurile de decizie. Locuitorii din Valea Trotușului și Tazlăului încep o nouă etapă în parcursul politic, având în Vasile Budacă un reprezentant dedicat și determinat să le apere interesele și să-i reprezinte cu cinste și devotament în Parlamentul României. Sâmbătă 13 aprilie a marcat o zi deosebită pentru comunitatea din Onești, odată cu ceremonia festivă de redeschidere a Bibliotecii Municipale Radu Roseti. Evenimentul a fost prilejuit de finalizarea unui proiect amplu realizat cu finanțare europeană, locală și cu o importantă contribuție din partea Consiliului Județean Bacău. Activitatea de inaugurare au participat numeroși oficiali și personalități marcante din viața publică locală și națională. Vreau să vă spun că astăzi se deschid porțile Bibliotecii Municipale Radu Roseti din Onești, din punctul meu de vedere una dintre cele mai moderne și digitalizate biblioteci din România. Aș vrea să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, care a fost alături de domnul primar Laurențiu Neghină pentru acest proiect și de asemenea aș vrea să mulțumesc tuturor, mai ales conducerii PSD și în încheiere aș vrea să invit toți oneștenii să vină la bibliotecă, să beneficieze de serviciile oferite gratuit, să-și facă permis pentru bibliotecă, iar pe dumneavoastră vă invit în aula bibliotecii. Să fiu foarte onest, dar și direct în aceeași măsură. În primul rând, i-am trimis domnului primar Neghină, căutam pe telefon o postare a mea mai veche de vreo 8 ani. Ca să înțelegeți de ce pentru mine este o zi importantă astăzi, inaugurarea unei biblioteci demnă de bileul 3, cum este cea de la Onești. Eu atunci când am plecat din funcție în 2016 de la președinția Consiliului Județean, am avut o rugăminte la primarul Bacăului și la președintele CJ de la momentul respectiv, de fapt două. Dar una era să identifice un teren pentru o bibliotecă în municipiul Bacău, demnă de mileniu 3 și edificarea unui asemenea obiectiv. Și doi, un complex sportiv modern pentru tineretul Bacăului. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Sâmbătă 20 aprilie, vremea se menține rece, cerul va fi noros. Vom avea parte de ploi. Maxima zilei ajunge până la valori de 14 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 5 grade Celsius. Duminică 21 aprilie, vremea se menține rece, vom avea un cer noros. Pe alocuri va și ploua. Maxima zilei ajunge până la valori de 16 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 5 grade Celsius. Luni 22 aprilie, vremea se menține rece, cerul va fi noros, vom avea parte de ploi pe tot timpul zilei, maxima zilei ajunge până la valori de 14 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 4 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.